Campionatul European de Lupte de la București s-a încheiat pentru sportivii de la Steaua cu un bilanț de o medalie de bronz obținută de Beatrice Andreea Ana la categoria 55 de kilograme și 3 locuri 5, Andrei Ducov și Nicolae Ohlopcov la masculin și Stefania Priceputu la feminin. Președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Bixi Pompilu Mocanu, a primit vizita portughezului Pedro dos Santos, membru al Uniunii Mondiale de Lupte, care apreciază istoria luptelor din România, dar și pe sportivii români. Luptele în România au o mare tradiție și sunt în plină ascensiune iar eforturile domnului Răzvan Pârcalabu arată o evoluție foarte bună și un viitor strălucit. Răzvan Pârcalabu, președintele Federației Române de Lupte și managerul secției de lupte de la Steaua, are încredere în tinerii sportivi roși O parte din ei sunt pregătiți pentru Tokyo 2020. Ana, Andreea, Beatriz, medaliata cu bronz de la acest campionat european, sunt sigur că va face o figură frumoasă, dacă nu la campionatul mondial de seniori din toamnă, cel puțin la cele unul din cele două turnee de calificare din primăvara anului viitor care să asigure prezența la Tokyo. Dar mai avem și alți sportivi pe care ne bazăm și sperăm că luptele la Jocurile Olimpice de la Tokyo să aducă cel puțin o medalie. Campionatele mondiale de lupte vor avea loc în perioada 14-22 septembrie și se vor desfășura în orașul Astana din Kazahstan.